Salut, Titi, și bine ai venit! Bine v-am găsit, ăsta e pentru tine. Îți mulțumesc mult de din grădină de la mine. Un buchet de la tine din grădină, care e bine să stea aici pe masă în fiecare vineri, pentru că sunt ardei picanți. Bă, mai am picanterie aici, dulceață de ardei, uite, pregătită tot de bine. Făcută tot de mânuța ta. Da, și ceva zdrong, o boia de ardei, uite, făcută tot de mine și afumată. Și asta peste ce o pui? Asta la toate mâncările posibile, care vrei un pic picat, o licuriță. Perfect. Și murături făcute de tine, spune, da, dacă aici sunt în sare sau în oțet. Nu, aici este foarte puțin oțet, într-un sos inventat de mine, muștar, suc de roșii, gogoșari. Da. Gogoșari, nu, dar aici castraveții. Aici sunt castraveții. Sunt în gen, oțet sau în sare? În oțet, să nu facem reclamă, gen bulgărești. Am înțeles, da? Dar sunt în oțet. Doctore, pentru probiotice e mai bine castraveții să fie murați în oțet sau în sare? Că nu în mai țin minte, mi-a zis și doamna Bilic. În sare, cea mai bună, în sare. Clasic, cum este... Deci, Titi, te rog frumos, acum să bagi pe sare. Pe sare. Da? Da. Bun. Și aici au zacuscă, cum nu face nimeni. Mai multă vânătă decât trebuie. Ca să, să numește zacuscă. Eu zic că Doamne ajută, păcălim și ziua de astăzi. Fingi de post. Păcălim și ziua de astăzi cu ceva pâinică pe care o avem în spatele camerelor de filmat. Și să ne primesc cu drag. Mulțumim mult de tot. Haide, Titi, să luăm un loc aici. Ciucă, nu mai avem nici măsuță. Unde ne-a luat doctorul și măsuța? Punem aici. Și măsuță și tot. Pune acolo pe bar. Gata, uite aici și ardei. Perfect, foarte frumos. Ce faci, mă, Titi? Cum ești? Ce să fac? Sunt ok. Da? Da. Ai fost de dimineață la biserică? De dimineață astăzi n-am fost, că trebuie să vin la voi. Da? Da. Dar de obicei ești un timp care mergi? Da, da, de obicei. Săptămânal la biserică. Săptămânal, duminică, acum pot să zic că am o misiune, am fost. Pentru că am ajuns acasă de la Cudalbi, undeva la 4. Da. Și după atâta forță... Oamenii te-au văzut la MasterChef și o să le povestim un pic din povestea ta, care este una incredibilă, pentru că ești un om care acum vreo 20 și ceva de ani, nu? Da, am trecut printr-o perioadă mai dificilă. Știi ce? Fiecare om are perioadă dificilă. Da. Despre asta este vorba. Da, da. Și la tine a fost o perioadă dificilă, o perioadă pe care ai depășit-o cu ajutorul familiei. Cu ajutorul familiei, cu ajutorul bunului Dumnezeu în primul rând, cu ajutorul la un preot, aici sigur pot să dau nume, la Mănăstirea Ciolanu, da. Așa, cu ajutorul la un doctor, să zic, de aici, din București, dar cel mai mult a contat voința, credința și ajutorul familiei. Dar erai un tip credincios? Sau atunci a fost nu, un declic? Eram, dar a fost așa, un declic. În tinerețe? În tinerețe, da. În tinerețe mai beam câte un șpriț. Exact. Numai că era un șpriț... Era un șpriț mai lung. Prelungit. Da. Mai da. Lung. Un șpriț da. Mai lung. Nu mai cred că n-a trecut cineva prin așa ceva, dar... Știi care e chestia? E o problemă și la urma urmei mie mi se pare că ești foarte tare, vii și spui, bă, uite, acum 20 de ani am avut o problemă. Da. Bă, șprițul mai lung și m-am luptat să o depășesc. Da. Și am reușit să o depășesc. Da, asta mi se pare tare. Am reușit să o depășesc datorită faptelor care le fac, lumea știe. Unde e nevoie de ajutor, sărim oriunde. Am văzut cu Cudalbiu, n-am putut să stau acasă. E vorba de inundațiile care au avut loc putut în Brăila și Galați. Da, da, n-am putut să stau acasă și nici nu pot să stau acasă. Și nici nu pot să stau acasă. Pe banii tăi te-ai dus și ai gătit pentru sinistrați. Bă, banii mei pentru sinistrați, bă, banii la sponsori. Am avut sâmbătă la mine și forță de muncă, 21 de persoane, de-am băgat la oameni neputincioși în casă. Care-i povestea ta? Tu cum ai început să gătești? Am început să gătesc, stând pe lângă mama, am prins de mic. De mic, am luat-o de la, cum e un proverb, de la un ou la o găină și am ajuns unde am ajuns, iar în momentul de față nu mai e nici pasiune, nici hobby, se numește har, pentru că eu tot ce gătesc am ajuns la nivelul de numai gust de mâncare sau gust ciorbă dacă îi mai trebuie borș sau dacă fac o oaie la ceaun, cum am făcut sâmbătă la Cudalbi, că am făcut două oi, două ceaune diferite și la care prietenul de acolo s-a închinat. Am un două la Indigo și la distanță de o oră. Dar acolo trebuie să gust carne, să văd dacă e fiertă. Atât. Restul nu gust de mâncare. Zacuscă ai făcut-o până gustată. Păi vreau să te întreb ceva. Și cum ți-ai dat tu seama că ești făcut pentru treaba asta? Pentru că îmi place foarte mult. Când ți-ai dat seama? Că și mie îmi place, dar nu mă pricep, nu-mi iese. Mese le inventez, le fac. Deci mese, la nebunie mese. Pentru că dacă sunt acasă, eu gătesc zilnic, ca să vedeți și pe rețelele de socializare. Se vede și pe tine. Se vede și pe mine. Că eu că de asta am un pic niște dubii mine, și am vrea să fii sincer mine. Cu noi, Tibi, că eu cred că mai gust. Foarte sincer. Titi, eu cred că mai gust. Nu, eu foarte sincer sunt cu voi. Să stea cineva după mine o săptămână, eu mănânc mai puțin decât un normal. Nu știu de unde asimilez. Ori din beau apă foarte multă. Nu știu de unde asimilez. Deci ai rețineri de apă tu? Probabil. Deci, ciucă, asta să o notezi, rețineri de apă. Noi când ne punem la masă, nu ne mai ridicăm de acolo. Nu, și mă gândeam că și tu ești la fel de posticios. Sunt. Deci eu nu sunt, dacă căutați în istoria mea. Stăm la masă o săptămână, la rând, o să vă închinați, nu o să vă vineți, credeți. Ce-ți place să gătești cel mai mult? Cel mai mult și aș vrea cât de mult,
fac reclamă, dacă pot spune așa, să aduc înapoi bucătăria de odinioară, tot gustul tradițional, gustul copilăriei. De aia și ajungem la ceauane. Mâncarea la ceaun, doar știi că ai crescut la țară. Cea mai gustoasă, tată. Cea mai gustoasă. Nu vreau să discriminez nici rotisori, nici grătar, nici cucăre, nici toate astea. Dar cei la ceaun îi spun. Și cel mai mult la ceaun nu vreau să vă fac foame, că e și miercuri azi. Și zi de post, ce zi de la ceaun ce pui? La ceaun cel mai bun, numese, cum am făcut la pompieri, jandarmi, armată, ce au fost la Cudal, oaie, un fel de tocană, fără cartof, zeamă lungă și toată lumea nu vrea carne, vrea să întingă cu pâine în zeamă aia. Ha. Asta mi se pare, mă nene. Ei rup colțul de la pâine, da. Stai că e doctorul Sava aici, rup colțul de la pâine, acum aia. Și oile greață, așa, cu seu, cu oale, foarte greas. Ideea e că, uite, oamenii văd imagini cu tine, pentru că și la Masterchef tot asta l-ai dus în moaie, nu, acolo, nu? Nu, la Masterchef a fost o varză călită, cum îi zice noi la țară, la ei am avut ceva emoții, am sprăjită. Deci dar tot s-a călită. Băgat pita. Tot s-a băgat, mămăligă am făcut acolo, mămăligă, mămăligă așa, ca la stână. Da. Da, eu sunt și mămăligar de fel. Soția gătește? Soția, am un proverb, care l-am spus la cineva. Picior peste picior, paharul de vin în mână, cum trebuie să te o dau, nu în bucătărie. Nu-i corect? Băi, Titi, iartă-mă pe mine. Deci, un pahar de vin la doamna, picior peste picior, da. Și domnul gătește. Exact, și spală și vase. Totu? Da. Doamna ta înseamnă că trebuie să fie, nu, fericită, mega fericită. Martorul copilul meu. Îl avem acolo, cum îl cheamă? Ioan. Salut, Ioan! Salut, salut! Spune-mi ce-ți place cel mai mult din ce gătește tati. Ceaun. Mâncarea la ceaun, în special varza și aripioarele de pui. Până la urmă s-a băgat un pic pe aripioarele de pui. S-a bugat pe aripioare. S-a blocat. Dar că a zis la ceaun. Dar de ce n-ai spus de ciorba aia de mici, care m-a impresionat tot satul? Ciorba, ciorba de mici? Bă, dă, o dreacu, cu ciorbă de mici? Da. Nu cred că există așa ceva. Și îl întreabă părintele. Eu sunt bun preot cu, bun prieten cu toți preoții. Îl întreabă unul din preoții din sat. Da. Ioane, cum a fost ciorba? Și la care el așa zâmbit, zice, mai bun ca aia de burtă. Deci, stai un pic. Deci, am, invenție. Am un prieten. Am un prieten, Cătălin Oprișan îl cheamă. Da, știu. Îl știi? Da, e șeful micilor pe România. Adică ar mânca mici dimineața la prânz și seara. Da, ciorbă de mici, făcută gen ciorbă deci de dacă burtă. El a mâncat ciorbă de mici. Alo? Da? Cătălinelu, ești în direct, eu sunt prietenul tău, celălalt Cătălin. Am înțeles, de ce mă deranjați? Ce faci, ești la sală? Nu, a, la ce sală, de mese? Nu, crea că ești la sala de sport. Nu, am fost o zi și mi-a trecut. Cătălinelule? A. Băi, stai jos. Tu nu leși. Ești Cătăline? Aoleu, e miercuri și e doctorul, că nu văd. E și doctorul. Cătăline! Dă pe Pro TV, Cătăline! Petrică, dă pe ce se... Cătăline, dă pe Pro TV! Fii atent! E Titi, tati, alături de noi, a fost regele la Masterchef. Regele ceaunelor. Ceaunelor, ceaunelor. Fii atent! Dacă tu ai mâncat vreodată așa ceva... Eu fac baie în gheață astăzi, dar ești sincer cu mine. Că eu bag mâna în foc că n-ai mâncat. Fii atent ce face Titi, zi Titi. Ciorbă de mici. N-am mâncat niciodată. Doamne ajută că nu vreau să fac baie. Auzi, măi, Titi, dar nu poți să faci luni? Luni poți, vrei să ne trimiți? Ciorbă de mici? Ciorbă de mici. Dar cum, arunci mici acolo? Nu, îi ajut pe mici. Să nu arde. Îi ajut, nu. Și cu ce-i dreasă? Nu, cu muștar? Îi ajut. Sfărâm carnea, îi ajut cu niște ouă. Duc compoziția exact la ciorba de la perișoare, nu la ciorba de perișoare. Pe urmă înapoi iar biluțe. Înapoi în ceaun. Cătălinelule, ciorbă de mici n-am auzit în viața mea. Și zeama, zeama e exact zeama la ciorbă de burtă. Stai un pic, ce a zis? Ce a zis tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al PCR la congresul al 14-lea din noiembrie 89? Nu. Să-i credem pe oameni pe cuvânt până îi contrazic faptele. Tăticule, eu până nu văd luni treaba asta, dând vorbă, e sătulă omenire. Ce faci, luni? Trebuie să ne aduci ciorbă de mici. Cum are drag? Vine, tati. Doamne ajută. Mă apuc de asta, nu mai mănânc. Cătălinele, ciorbă de mici. În direct? Păi cât îți o faci în direct? Un 50 de minute. Vii mai devreme de... Hai să zic o oră, că eu am făcut niște repetiții pentru Masterchef. Da. Dacă eu știam că la Masterchef, acolo m-a și blocat emoțiile. Știam că Masterchef e pe termen de o oră. Păi... Da, și la ceas și orba de mici am făcut în 52 de minute. Mamă, nu mai puteam de bucurie, zic că-i rup. Când colo aflu 45 de minute. Da.
Dar să nu-l pierdem pe șef Iosif sau putem face nu, și felul 1 și felul 2. Las că nu se cunosc și nu le facem cunoștință în direct. Da, Doamne ajută. Eu de azi nu mai mănânc. Cătăline, îl cunoști pe șef Iosif? Da. Îl cunoaște pe șef Iosif? Gata. Deci ciorbă de miș, Cătălinelule, asta e lovitura vieții. Vino cu ardei iute dacă e. Da. Am adus avem... de azi. Ce, pâine? Ardei, ardei iute am adus de azi. A adus ardei iute aici. Și dulce. Să într-un sertar acolo, să nu-l... Da, aduc alții pentru luni. Cătălinelule, ce să zic, toate cele bune. Astăzi doctorul vorbește despre hipertensiune, băi în gheață, avem fructe de pădure, chestii de genul ăsta, dacă să vrei. Să fie la voi acolo, ați văzut aia ce au făcut cu fructele de pădure, că s-a dat și la știrile Pro TV, potoliți-vă cu fructele de pădure. Nu, ce s-a întâmplat? Aia avea oia un camion de fructe de pădure și pe dedesubt aveau altceva, vedeți? A, drogurile alea congelate. Păi, eu știu, să n-ai încredere în doctor, că e dubios. Nu pare, să știi, eu mă uit la el acum și nu pare. Vezi de treaba ta, așa pare că e băiat serios, dar nu e. Pare, băiat serios, îl plac fetele, pare drăguț așa, e familist, are copil acasă, știi cum e, na? Dar tu zici că nu-i de încredere? Bă, știi melodia, e golan, e bagabond, dar n-am ce-i face. Tu crezi că ne dă fructele astea? Nu știu, să ai mare grijă, adică când să-l privești în ochi. Nu, ok, e doctorul nostru aici care ne învață să trăim sănătos, Cătălinelule. Nu să mâncăm burger și savarine ce avem aici pe masă. Am citit asta să știi că în presă să te uiți 7 probleme pe care ți le dă avocado. Nenorocire cu gastrită de reflux. E o nenorocire să mănânci avocado. Ascultați-mă, vă rog să citiți presa de astăzi. Nu mai mâncați avocado. O nenorocire. Probleme mari cu constipație. Stai un pic. Băiatule, stai un pic că și Titici că a auzit și el. Ce-s problemă cu avocado? Da, eu nu folosesc nimic, deci eu de nimic vreau să ajung aici. Eu tot ce folosesc tot ce foloseau bunicii noștri. De ce să mâncăm noi toate porcările? Corect. Uite, un om cu capul pe umeri. De ce să mâncăm toate porcările? De ce să ne tentăm, să nu vreau să o dau în alte? De ce să ne tentăm la o scoică care e plină de mercur, să nu zic de altele? Corect. Mâncăm kiwi-ul ăla chelios. Cătălinelule... Și nu vreau să spun cu ce le stropește. Cred că intru în partidul tău cât de curând. Și nu vreau să spun cu ce le stropește aia pe acolo de ce le face. Da. Perfect. Ne vedem luni, vezi avem ciorbă de mici în meniu. Vezi că luni te-ai greșit lunea asta care a trecut, că ai mâncat cu doblece, cu aia. Concentrează-te și tu puțin pentru lunea viitoare. Schimbă-te în weekend. Mă pregătesc în weekend. Da. Te pup. Tratate numai bine. Pupă-l, doctor. Fii atent, scrie mare pe ecran, pe burtieră, la televiziune. Promisiunile se țin la măruță, luni ciorbă de mici. Ce zici, mă, Cătălinelule? Tu îți dai seama ce o să fie cu asta? Ascultă-mă că nu-ți vreau rău. Cătălin Oprișan la telefon deasupra, adică... O băgăm în meniu la Adi după. Prin telefon. Prin telefon, da. Și nu știu de ce numele tău e lângă cuvântul mici. Așa s-a potrivit. Așa s-a lipit, acum e pură întâmplare, nu cred că are vreo legătură. Exact, destinul. El să vină cu mici, că eu vin cu restul de ingrediente. Păi nu vii vreo cu toată ciorba, cum să-l pun să aducă mici? Păi dar nu o fac păi nu, ce facem? Păi vină mă ta cu toată marfa. Să vin cu ea făcută? Păi da. Păi da. Nu vrea numa ta, vină și noi testăm ca la MasterChef. Atunci faci și așa. Da, nu e... Bă, după la mine nu mai facem întrebări direct cu ea. Asta așa facem. Ce? Un caz, băi, ce zici? Tot la mine ajung. Dă-i numărul, că o să mă suni în 2-3 ani, o să mă suni și Oprișanul, o să mă suni toată lumea. Tot la mine ajung. Hai. Oprișane, Cătălinelule, doctorul a zis că tot la el ajunge. Vin mai devreme dacă e luni, pe la un 2:30. Nu, doctorul a zis că tot la el ajungem, adică la el la cabinet. Da, dar unii mai târziu. Să dea Dumnezeu, da, tot acolo ajungeți. Azi care program și după amiază. Da, pentru el îl fac, nu deschid. La noapte ne vedem. Nu mă dau mă pe unul de 20 de ani care mănâncă avocado. Bă, dar știi ce? Nu înțeleg de ce se bagă doctorul în discuția asta, că el e pneumolog. Da. Bravo. Nu? Bravo. Nu, că ți-am zis, am început să devin intru în partidul tău. Ascultă-mă că nu-ți vreau rău. O viață avem și pe aia o trăim mâncând avocado. Păi dacă e lungă, de ce nu? Da, și goji. Da. Cătăline, hai că am treabă. Te pup, te iubesc. Gata, nu te mai rețin, pune-te pe muncă. Te pup, pa, pa. Pa, numai pa. Bine. Cătăline Oprișan, când vorbești de mici, n-ai ce să... El e. Deci, Titi, să înțelegem, nu vii cu ciorba de mici. Da. Weekendul ăsta am înțeles că te duci iar să ajuți sinistrații să muncești. Da. Soția se uită acolo la televizor? Sigur, da. Spune-mi dacă e în fața televizorului cu un pahar de vin, picior peste picior și zice, ăla e al meu, Titi, e al meu. N-aș vrea să mint. N-aș vrea să mint. De ce? Că e aici, cu mine. Unde? Eu. Nu știu simt. Nu? Timidă? Ok. Atunci o salutăm. Să rămână doamna lui Titi! Cum o cheamă? Adriana. Să rămână Adriana! S-a ascuns.
A zis bună ziua, perfect. Titi, eu mă bucur mult și asta vreau să le spunem oamenilor dacă am putea din discuția noastră, pentru că e un subiect mai sensibil pentru tine, pe care nu mai vrei să-l tot răscolești, da. La asta. Au fost niște probleme în trecut, dar credința te-a ajutat să mergi mai departe. Credința m-a ajutat foarte mult să merg mai departe, credința m-a ajutat m-a întărit să fac și faptele care le fac. Pe lângă inundații mai sunt multe alte fapte bune care le fac. Bravo. Și da. L-aveți doar pe Ioan? Nu, am și fata, dar fata e la liceu. Fata n-a putut veni. Da? Mm-hmm. Cum o cheamă? Monica. Și câți ani are? 15. Monica, te salutăm și pe tine. Ioan, ai un tată foarte tare. Și, știu. Ce să zic, baftă și ție la școală. Mulțumesc. Îi place să gătesc. Îi place să gătesc. Păi te moștenești, îți dai seama. Bravo. Titi, ce să zic, să ai succes, baftă. Mulțumesc. Iar oamenii să înțeleagă că, băi, nene, când faci cu plăcere ceva, nici mai trebuie să guști, nici mai trebuie nimic. Să... Dar nu să... Că vine în har. E car, fir da, direct e car, cu Doamne, Doamne. Da, de sus, da. Bine, mă, Titi. Îți mulțumesc mult de tot. Cu mare drag.